mai avem Saski și Sighișoara în acest program, acest proiect Education, care practic însușește activitățile pe care le-am derulat noi când de 8 ani, însă venim cu ceva în plus. În primul rând că dezvoltăm la nivel național, deocamdată, adică în câteva regiuni, deja avem cereri și pentru altul, dar deocamdată se dă drumul și vedem unde ne extindem. Stați că am uitat să... Foarte pe scurt, pentru că suntem 45 de minute în întârziere, vă voi povesti puțin despre Slow Food. Ce este Slow Food? Este o mișcare internațională care a pornit acum 30 de ani aproximativ în Italia, s-a dezvoltat foarte frumos în toată lumea și și în România de cam de 11 ani este prezentă. Slow Food Turda funcționează există de 8 ani de zile, de 9 ani practic. Și în total, în momentul de față, sunt 13 organizații. Astăzi avem alături de noi reprezentanțe de la Cluj, Napoc, de la Cluj și Iași. Dar în proiect, cum am zis, mai avem Saskiz. Ideea principală, cum a pornit Slow Food-ul? A pornit din dorința de a păstra, sau cel mai multe cazuri, a readuce acea... Da? De a readuce plăcerea de a consuma o mâncare acasă, între prieteni, în familie. Și să trecem la partea care contează foarte mult pentru noi în acest program, calitatea, originalitatea produselor, sezonalitatea. Deci să încercăm să gătim, să mâncăm, să consumăm, să producem cât mai local, cât mai de sezon, mai tare. Și să înțelegem, și asta este un alt punct foarte important în programele noastre, deci vrem ca tinerii, copiii în general și nu numai, adică prin ei noi dorim să ajungem și la adulți, să înțeleagă că acele produse, această mâncare, hrana, nu este doar un produs. Deci sunt locuri în spatele acestor produse, oameni, povești, mediul înconjurător, diversitate, biodiversitate, deci este tot ce ne înconjoară, așa cum și când ne gândim la gastronomie. Nu este doar o mâncare frumos aranjată într-o farfurie. Sunt gusturi, arome, este agricultură, este mediul înconjurător, este tot ce ne putem închipui. Pentru că asta, așa, din asta trăim. Atelierele pe care le vom derula, majoritatea lor vor avea loc, adică se vor desfășura în școli, și grădinițe, școli, licee, dar vom avea multe evenimente publice, vom merge în orașele care le-am menționat mai devreme. În afară de asta, partea nouă, v-am menționat mai devreme, partea nouă vom avea ateliere, cursuri, să zicem, dar foarte mare accent punem pe faptul că noi învățăm împreună de multe ori. Deci nu zicem neapărat că noi învățăm pe profesor, pe educator. Învățăm împreună să continuăm asemenea proiecte, pentru că dacă se opresc în momentul când s-a terminat, calendaristic vorbim, n-am făcut nimic. În mapa de prezentare aveți descrierea proiectului. N-am să insist acum prea mult pe el, pentru că suntem foarte întârziați cu programul. Dacă aveți nevoie de mai mult, acum oricum vor continua discuțiile și planificării cu cei de la cu profesori, cu educatori, cu cei care vor derula proiectul. Aș vrea să continuăm cu planul nostru pentru astăzi, cu programul, și aș vrea să o invit pe doamna director Irina Munteanu de la Câmpia Turzii, director executiv a Direcției de Relații cu Comunitatea. Mi-a ieșit. Să ne spună două cuvinte ca și reprezentantă a autorităților locale în general. Bună ziua! În primul rând, apreciez foarte mult activitatea ONG-urilor. Mi-am început experiența profesională, să zic așa, în cadrul ONG-urilor și știu ce înseamnă să te lupți pentru supraviețuire. Știu ce înseamnă să menții și să continui proiectele derulate. Și felicitările mele pentru activitatea voastră. Pe de altă parte, mă bucur tare mult și vă transmit în același timp și din partea domnului primar Dorin Nicolae Lojilian un mesaj
că am început această colaborare pe Câmpia Turzii. Ați venit la Câmpia Turzii și demarăm acest proiect oarecum împreună în parteneriat. Pe de altă parte, în Câmpia Turzii avem în derulare un proiect care cu accent foarte puternic pe educație pentru sănătate. Ne confruntăm cu probleme reale în ceea ce privește sănătatea comunităților și acest proiect al nostru se pliază foarte bine și pe acest aspect, educație culinară, partea educației pentru sănătate. Deci, din nou și încă o dată, felicitări și mulțumiri pentru colaborare. Vă transmit mult succes din partea comunului primar și acesta să fie începutul unei frumoase prietenii. Și am uitat și ce scuze să mulțumesc din suflet Salinei Turda, care ne-a... Noi ne-am gândit că hai să facem mai special această lansare, pentru că în programul nostru avem și un atelier care se numește Sarea în alimentație și în istorie. Pentru că Turda este un oraș turistic, nu întâmplător se află aici și Alin Roșca de la Fundația Botaisa va vorbi puțin mai târziu. Turistic, clar, este are o legătură foarte mare cu partea istorică și este ceva noutate și asta. Deci mulțumim foarte mult Salina Turda și întregii echipe. Îl invit acum pe Lucian Cuibus, reprezentând USAMB Cluj, dar în același timp Lucian este liderul convivului Slow Food Cluj Transilvania, cu care deja am avut colaborări și acum am zis mai devreme, avem deja o colaborare cu organizațiile SCOP pentru prima dată, practic, în România. Să ne prezinte, deci v-aș spune doar că Lucian este asistent universitar și predă, ăsta este și grupul prezentării lui educația alimentară în universități, are niște cursuri legate de alimente și alimentație și producție, deci este legat de temă. În sfârșit, cineva reușește să adune mai multe convivii, mai multe grupuri de slow food, să demarăm un proiect cu un impact mai mare în societate. Pe lângă partea de didactică și cercetare pe care o desfășor la USAMB, am decis să mă implic mai mult în societate cu Slow Food Cluj Transilvania. Abia aștept să înceapă activitățile din acest proiect, să creăm grădini, pe lângă workshop-uri, încercăm să reeducăm gustul copiilor, elevilor și să aducem un impact pozitiv în societate. Mai multe detalii cred că Marta poate să vă zică programul activităților, dar abia aștept să ajungem în public, să degustăm produse locale și să reeducăm gustul, pentru că marketingul agresiv de la supermarket este alterat. Iar gustul micilor copiilor este alterat și trebuie să reeducăm cu produse locale, cu produse sănătoase, să dezvoltăm lanțurile scurte și să-i sprijinim pe micii producători. Am mulțumesc și dau cuvântul Marte. Pe Dana Rulacu Pisternicu și mai multe o să vă spună ea. Bună ziua! Îmi pare foarte bine că am ajuns în acest loc și în special că astăzi derulăm un proiect, sperăm noi, de impact național și de lungă durată. Nu m-am pregătit niciun speech, dar aș vrea să încep de la o întâmplare, pentru că eu de mai bine de 3 ani țin ateliere de educație gastronomică pentru copii, o întâmplare care mi-a dat foarte mult de gândit. Ce înseamnă să schimbăm perspectiva copiilor? La un moment dat, într-o grădiniță, un băiețel, făcând o salată de verdețuri, și-a mirosit mâinile și a spus: ce urât miros mâinile mele! Și atunci i-am luat mâinile și am zis: vai, Mihnea, dar mâinile tale miros a primăvară și a grădinii. În momentul ăla, copilul s-a schimbat la față, s-a luminat și când a venit, mama lui a zis: mamă, miroase mâinile mele, miroase a primăvară și a grădină. Deci, cam asta este ideea, să schimbăm perspectiva asupra copiilor, deoarece ei sunt foarte fragili. Impactul lor este foarte mare, deoarece impactul
unor reclame, presiunea grupului îi face să consume sau să aibă o atitudine nu tocmai corespunzătoare față de alimentația sănătoasă. De-aia întotdeauna am spus părinților, lăsați ușa la bucătărie deschisă. Copiii vor să experimenteze, se simt în elementul lor în bucătărie, vor să se mântărească, să simtă, să găsească noi oportunități, chiar și de distracție, că până la urma urmei, în bucătărie încercăm să gătim. Și să ne distrăm, nu foarte mult, dar câte puțin. Deci cam asta este ideea, că avem nevoie de continuitate, avem nevoie de proiecte sustenabile, de oameni pasionați și de resurse financiare. Asta este o problemă. Eu urez mult succes acestui proiect și sper să dureze cât mai mult și vă aștept și la Iași. În momente când am ajuns la nivel mai înalt, la ministere, inclusiv, ne-am cerut împreună cu alți colegi din țară. Haideți să facem cumva ca 2-3 ani. Într-adevăr, știm că nu se poate educația bine. Dar să încercăm și noi să avem un program școlară educație culinară. Știți ce ne-au spus? Ne-au spus, nu putem, nu avem oameni pregătiți. De cum nu avem oameni pregătiți? Bucătari, nutriționiști, diabeticieni și putem enumăra aici fermieri, producători, deci țărani, avem foarte mulți. Dar trebuie să se... Deci trebuie să vrea, trebuie să nu-și, nu știu, să nu vadă doar interesul lor personal. Cum ce scuze, deci n-am vrut să fiu rea, doar să vă spun că nu e, situația nu e roz. Deci... Ajungem, mai continuăm, mai continuăm. Îl invit acum pe Alin Roșca, așa, Alin Roșca. Alin Roșca reprezintă Fundația pentru Ecologie și Turism Potai Saturda. Cred că este prima organizație, primul ONG înființat în Turda cu mulți, nu știu, mai 14 ani, de 14 ani. De pe vremea dinozaurilor. Îi mulțumesc, Martei, pentru introducerea asta așa de frumoasă și pentru faptul că a spus că, dacă sunt eu prezent aici, Turda este oraș turistic. E un lucru care mă flatează. Da, suntem una dintre primele organizații neguvernamentale înființate la Turda, o fundație înființată în 98 de către tineri, ambițioși, entuziaști, care am crezut că Turda va putea să devină oraș turist. Asta se întâmpla în 98 cu primele activități copiere. În 2004 am demarat programul Turda Turism. Mulți ne spuneau atunci, păi, dar Turda este orașul cu praf, orașul cu industrie care este pe desfințare și nu trebuie vouă turism. Ne uităm undeva în 2017, unde ne aflăm acum, și acest lucru se datorează în mare parte modernizării acestui obiectiv turistic unde ne aflăm, Salinei Turda. Pentru că atunci niște oameni au crezut că acest obiectiv turistic poate să revigoreze această industrie turistică și iată, ne aflăm la mai bine de 15 ani distanță, când vorbim de o destinație vizitată de mulți turiști români și turiști străini. O telecomandăm pe cineva ca să pot să mai dau drumul și la slide. Asta se întâmpla în 2004. Între timp, Turda a devenit, așa cum am spus, o destinație turistică căutată și noi nu prea ne-am mai găsit locul. Vin foarte mulți turiști, nu mai știm ce să facem, unii vor informații, alții vor să se cazeze, alții vor să participe la tot felul de activități de aventură. Deja Turda este o destinație căutată. Motiv pentru care, anul trecut, noi ne-am reorganizat și ne-am repoziționat ca și organizație, încercând să facem lucrurile care ne plac cel mai mult. Și de asta ne-am reorientat puțin și am zis, no, hai să facem ceea ce vrem noi să facem. Și atunci ne-am gândit să ne repliem, să ne reorganizăm, să devenim o platformă, suntem în principal o platformă online, care dorim să punem oamenii împreună, să lucrăm cu membrii din comunitate, pentru a dezvolta acea formă de turism responsabil, prin care atât comunitatea să aibă de câștigat și turistul să vină să se bucure, să descopere Turda și împrejurimile Turzii, așa cum au fost ele și acum 100 de ani. Pe vremea dinozaurilor. Bun. Cam asta este regiunea pe care vrem noi să o promovăm. Aveți aici o hartă destul de... Așa. Așa, aici este Turda.
Și noi ne-am gândit să structurăm puțin zona noastră, am făcut o hartă a arii de activitate unde vrem noi să ne desfășurăm activitățile, să promovăm ce se poate face în mod special aici la noi. Am împărțit în împrejurimile Turzii, zona situată la sud de Arieș, care cuprinde depresiunea Drascăului și muntele Masivul Bedeleu și Valea Arieșului, și zona situată la nord de Arieș, care cuprinde Scărița, Belioara, Poșaga, Ocoliș și Muntele Mare. O să vedeți în câteva slide-uri cam despre ce este vorba în zona asta, de ce sunt importante, ce activități pot fi desfășurate și care sunt rezervațiile naturale unde putem desfășura diferite activități. Noi, în schimb, așa cum am spus, ne-am reorientat mai mult spre latura de promovare a activităților de ecoturism. Noi ne dorim să vedem și alte tipuri de activități dezvoltate și promovate aici în zona noastră, pentru ca turistul să vină să-și petreacă cât mai mult timp, să stea cât mai mult timp aici la noi și să se bucure de ceea ce oferă regiunea. Împrejurimile Turzii, nu o să vorbesc prea mult, vă las să citiți așa câteva secvențe. Aici vedeți câteva imagini de ce fel de activități putem să realizăm în zona noastră. Aici le găsesc descrisă. Principalele rezervații naturale din împrejurimile Turzii, Cheile Turzii, Cheile Tureni, Cheile Borzești. Dincolo de zona montană vorbim și de rezervații naturale, sigur Natura 2000, pe zona colinară, pe dealurile din împrejurimile Turzii, Sărăturile și Ogna Veche, dealul cu fluturi, Valea Florilor Proscoș și sigur Natura 2000 în Epiști, cu diferite specii importante de plante, animale și păsări. Mergem mai departe pe Valea Arieșului, iar de la Buru cotim spre sud și mergem în depresiunea Drascău, cu numeroase atracții, cu cetăți, castele, vârfuri și diferite locuri pentru a practica diferite activități de ecoturism. Bineînțeles, și aici avem rezervații naturale, partea de nord a Drascăului, masivul Piatra Secuiului, pădurea de la Nice de la Vidon, cheile Siloșului și Plaiului și cheile Vărișoarei. Mai departe, pe Valea Arieșului, ajungem în zona Bedeleului, unde tot așa putem practica diferite activități de cicloturism, camping, botești tematice, activități de fotosafari, canyoning sau să ne plimbăm cu raftul și cu caiacul pe Arieș. Și, bineînțeles, câteva rezervații naturale importante, râul de la Șipote, Poarta Zmeilor, Fundalul Papara. Trecem Arieșul în partea de nord și ajungem la Poșaga, Ocoliș, Scărița, Belioara, schituri vechi de lemn, trasee de cicloturism, rezervația floristică de la Scărița, Belioara, activități tradiționale și rezervații naturale, la fel ca și în celelalte locuri, cheile Poșegii, cheile Runcului, rezervația naturală de la Scărița. Și mai avem încă o destinație frumoasă, un loc interesant, Valea Erii și Muntele Mare, cu diferite activități atât de vară cât și de iarnă. Ce ne-am propus noi să facem prin programul Turda Turism este să recomandăm și să încurajăm dezvoltarea și punerea în valoare a resurselor și produselor locale și să stimulăm pe micii întreprinzători care vor să desfășoare activități sau mici afaceri în zona turistică. În cadrul site-ului nostru Turda Turism vom promova activități de ghidaj și organizare de activități ecoturistice, servicii de masă și cazare la pensiuni, promovarea meșterilor, artizanilor și producătorilor locali, activități de închiriere și comercializare de echipamente și accesorii pentru excursii, activități de voluntariat pentru amenajarea potecilor turistice, activități de informare, documentare și prospectare turistică și activități educative pentru copii pentru cunoașterea naturii. Și mă mai las să mai vizionați câteva din imagini realizate la câteva activități din ultimii 2-3 ani. Activități de amenajare de trasee turistice și puncte de informare, amenajare de potești tematice. Și activități de informare și prospectare turistică. Vreau să-l invit acum pe Valentin Filip, reprezentând Fundația Civitas, care ne va vorbi puțin despre, sau mai mult, despre consum, produse, producție, consumatorii. Ne-am zice eu mai multe. Și am propus, nu, bună ziua, Valentin Filip, sunt de la Fundația Civitas.
Activitatea noastră este în zona de dezvoltare rurală și în ultimii 10 ani am lucrat cu mici producători, mai ales pe tematica asociere și ce am propus cu Marta ar fi să preiau un mesaj care l-am întâlnit de deseori în întâlnirile noastre cu producătorii și să-l aduc și către acest proiect. Practic, proiectul vizează copiii și educația copiilor, dar acele produse pe care ei le vor găti sau le vor cunoaște sunt de la micii producători și noi am pornit în 2007 activitatea de sprijinire a asocierii. Am lucrat cu un grup de ovicultori în zona Lupeni, unde am făcut o unitate de procesare mere, pere și fructe de pădure. Ulterior am lucrat și aici în Cluj cu două cooperative, Lunca Someșului Mic pe legume, ei deja vând către supermarketuri și Miere de Câmpie, o cooperativă din SIC, o cooperativă de apicultori. Și în toată această activitate, practic, ce am văzut este că toate aceste discuții și proiectele în zona culinară trebuie să înțeleagă câteva mesaje. Un prim mesaj este că și producătorii, ca și oricine din zona, din orice profesie, vă să le se aprecieze mult. Iar ceea ce faceți voi prin acest proiect, vă transmiteți o valoare pentru munca lor. Cineva apreciază că ei produc legume, că ei produc miere, că ei produc fructe și cineva apreciază și cunoaște valoarea în detaliu a celor produse. Și așa cum fiecare vrea să fie recunoscut și apreciat în ceea ce face și producătorii vor la fel. Un alt lucru foarte important este încrederea pentru a investi și la Lunca Someșului, pe măsură ce vânzările creșteau, oamenii își cumpărau un nou tractor, își făceau o nouă seră, își făceau un depozit și au cumpărat un camion și acest mesaj a venit de la consumator, care l-a spus, puteți să faceți, aveți încredere, noi vă cumpărăm produsele, voi investiți în ceea ce faceți și vă susținem. Și, din nou, asta e un alt lucru foarte important și aceste proiecte, dar și activitatea tuturor în zona aceasta, să transmită acest mesaj. Un alt mesaj foarte important pe care acești oameni cumva vor să-l transmită consumatorului și îl așteaptă de la consumator este crearea comunității. Am avut de curând un proiect Erasmus Plus de cooperare internațională în care am făcut câteva produse bazate pe rețete tradiționale din Apahida. Și a fost o plăcere să vezi oamenii cum explică și cum povestesc despre zapusca sau despre murăturile sau despre orice alte produse cu bază de legume pe care le produc. Și cât de mult s-a creat în jurul acestor idei o comunitate, o comunitate de cursanți, era un proiect în care se făceau aceste cursuri pe microprocesarea produselor, dar și o comunitate fondată din cursanți și producători. Și acest lucru este din nou foarte important, un mesaj care noi l-am receptat. Cu ce aș vrea să închei este că de multe ori, multe discuții și noi ca care participăm, se sesizează un oarecare clivaj între retorica noastră de proiect, uneori destul de seacă, de jargon și modul cum comunică și cum vorbesc producătorii. Ar trebui să renunțăm acel lucru și să conștientizăm valoarea cooperării și valoarea empatizării cu între aceste categorii. Să nu vorbim despre producători ca neapărat ca o categorie socială pe care ar trebui să o ajutăm, ca o categorie vulnerabilă, cât ca un actor foarte important din economie, cum de altfel și sunt. Cam asta am vrut să zic, prezentare, n-am mai pus-o ca să nu mai lungim. Aveam și o mică statistică care arată de la Banca Mondială în 2008, arată că agricultura și producătorii din toate domeniile agricole contribuie cel mai mult la ridicarea sărăciei în lume. Dar Banca Mondială în 2008 a spus că dintre toate domeniile economice, pornind de sus, de la IT, zona de servicii, producție, nu este un alt domeniu care contribuie mai mult la ridicarea sărăciei, deci la scăderea inegalităților economice, decât agricultura. Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri, să apreciem mai mult această zonă, să-i dăm valoarea care trebuie și să creăm aceste sinergii cu astfel de proiecte cu partea de producție. Noi vă mulțumim. Am adus și câteva publicații de la Fundația Civitas în cazul în care vă interesează și rămânem aproape de toate inițiativele. Mulțumim și mult succes! Mulțumim mult! Tot auzim aici Marta. Marta e o persoană aici, dar Marta, de fapt, și tot ce vedeți că se va întâmpla și ați văzut aici pe slide-ul că s-a întâmplat în acești 8 ani de Slow Food Tour, dar și parteneriatele menționate, înseamnă o echipă mare. Înseamnă, într-un rând, aici undeva, voluntarii cu care am lucrat, acum sunt studenți, în anul terminal, am lucrat începând din 2008, deci 2009, aproximativ, nu știu, erau în clasa 5-a, 6-a,
înseamnă profesori, învățători, aici de față mulți dintre ei, vă mulțumim din suflet că sunteți acum aici și că ați fost, am fost împreună atâta timp și vom fi. Sunt foarte mulți parteneri, doar câțiva acum aici, dar sunt foarte mulți. Ideea e că, într-adevăr, nu am împreună cu de face, deci nu e Marta. Să zice Marta, așa cum zice Diana, are zeci și sute poate de oameni în spatele ei sau lângă ea, așa e și la noi. Deci doar împreună putem la un moment dat să realizăm ceva. Nu doar pe moment, ci invit acum, reprezentând Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, din Transilvania, pe Cătălina Mărgină, dar alături, cred că veniți împreună, pe domnul doctor Vasile Grumaz. Dânșine vor prezenta activitățile asociației, însă avem și un cuvânt greu. Aici sperăm să ascultăm și oricum mai știm. Legătura aceasta între alimentație sănătoasă, alimente în general, bolile care apar, care există sau care pot apărea, dar las pe domnul doctor și pe Cătălina să ne povestească cum doresc dânșii despre ceea ce fac, despre o parte din viața lor. Mulțumesc, Marta, mulțumim pentru invitație. Reprezint Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Transilvania. Noi am luat ființă în 2010, atunci eram APA Cluj. Dar pentru că numărul pacienților și membrilor asociației a devenit foarte mare și din multe localități din Transilvania, atunci am schimbat denumirea asociației și am numit-o APA Transilvania. În primul rând, noi suntem parte a Alianței Pacienților Cronici din România, alianță din care fac parte mai multe asociații. Din partea, cred că nu știu, site, așa, Alianței Pacienților Cronici din Europa și din partea, în Alianța Mondială a Hepatitei. Aveți aici o reprezentare a asociațiilor de pacienți cu afecțiuni hepatice în Europa, da, membrii din ELPA. Și o să vă vorbesc puțin despre rolul asociației noastre. În primul rând, face posibilă întâlnirea celor suferinți sau preocupați de afecțiunilor cronice, în principal, și în special de cele hepatice. De asemenea, facem o educație sanitară, oferim suport și susținere pentru membrii noștri, asistăm și însoțim pentru obținerea drepturilor socio-medicale, de asemenea, facilităm accesul la serviciile destinate pacienților, promovăm și apărăm drepturile acestora, pentru că noi colaborăm și cu alte asociații de specialitate care își desfășoară activitatea la noi în țară. Evident, inclusiv slow. Așa, spuneam că oferim accesul la servicii medicale, deoarece facilităm, de fapt, accesul la serviciile medicale, deoarece noi colaborăm cu clinici din județ și din țară. Furnizăm servicii sociale primare sau specializate pentru membrii noștri. De asemenea, desfășurăm campanii de informare și educare a comunității și a pacienților cu informații validate și corecte. Colaborăm, așa cum spuneam, și cu alte ONG-uri din țară. Facem, de asemenea, lobby și advocacy în direcția politicilor și a programelor destinate pacienților. Referitor la aceasta, datorită unei dezbateri publice organizate de președintele asociației noastre, a fost introdusă în primăria Turda, legea 350, fondul nerambursabil pentru ONG-uri. Ne desfășurăm activitatea în Turda, pe strada Republicii și în incinta Policlinicii Turda, acolo unde se fac și înscrierile în asociație. Este secretariatul nostru. Aveți trecut și un număr de contact și o adresă de e-mail.
pentru cei care doresc să afle mai multe informații sau să țină legătura cu noi, să se înscrie în asociație. O să vă prezint câteva campanii pe care le desfășurăm încă de la începutul asociației. În primul rând, conferința regională Hepatopac este la început pentru, pusă la slide-ul la început pentru că se apropie cu pași repede să se desfășoare cea de-a 6-a ediție, mai precis în 5 mai, săptămâna viitoare, vineri. Se va desfășura în Cluj-Napoca, la Hotel Opal. Vă invităm cu drag să participați, intrarea este liberă. În acest an, moderatorul conferinței va fi domnul dr. Grumaz, coordonatorul științific, coordonatorul medical este domnul profesor Andreica. Așa, o altă campanie, tot așa începută încă de la înființare, este campania Informează-te și protejează-te. În acest an, această campanie a luat un pic și o altă formă, nu doar de a prezenta informații copiilor sau celor care erau grupul țintă, să zic, al campaniei. În acest an am început o campanie de testare la copii. Am început cu grădinițele și până în prezent au fost consultați de un medic specialist, pediatru, un număr de 300 de copii, care au fost măsurați, cântăriți, consultați de un medic specialist, iar părinții au primit în plic sigilat acasă rezultatele controlului. O altă campanie este Față în față medic-pacient. Este un eveniment organizat cu scopul informării publicului cu teme prezentate de medici specialiști pe diferite patologii. Un zâmbet de Crăciun, un eveniment caritabil, tot așa, în acest an va fi a 7-a ediție, da? Aici aveți mai multe poze de la diverse campanii. Desfășurăm de asemenea și campanii de testare. Aici aveți în slide o campanie de testare pe hepatita C. Un eveniment dedicat mamelor sau tinerelor care doresc să aibă copii și sunt diagnosticate cu hepatită virală. Tot așa am făcut o campanie, un eveniment dedicat lor, pentru că chiar dacă ai hepatită, poți să fii mamă. Ziua Mondială a Hepatitei. Ziua Mondială a Hepatitei este un eveniment organizat la nivel și național, în mai multe județe din țară, și la nivel european, dar și mondial. În anul 2015, cred că a fost, atunci s-a dobărât un record mondial în ceea ce privește numărul de persoane care au participat la campanie. Campanie care s-a desfășurat în aceea zi, la aceeași oră. Și în cadrul ei au fost făcute gesturi care indicau faptul că nu vedem, nu auzim și nu vorbim despre hepatită. Tocmai de aceea, din păcate, la nivel mondial, una din 12 persoane este bolnavă de hepatită virală. Același mesaj transmite și fotografia aceasta. Același mesaj l-am transmis atunci și noi, cu un număr însemnat de oameni. Aici a fost la Câmpia Turzii. Aveți aici pe slide, așa cum spuneam, pentru că se desfășoară în multe locații. Exact ce vă spuneam cu gesturile, am vrut să transmită mesajul de mai repede. Pentru că mi-a spus Marta să mă duc repede, că suntem în afara programului, o să doar să vă rulez puțin slide-urile. Aici este
la Academia de Nobili, legea 350, așa cum vă spuneam. Aici suntem la guvern. Bun. Vă spuneam despre campania pentru un copil sănătos. Alte proiecte pe care le desfășurăm în acest an sunt dispensarizarea pacienților cu afecțiuni cronice, organizarea de ateliere tematice pentru membrii asociației. Urmează să redactăm cel de-al doilea număr al revistei APAC Transilvania și să creăm activități lunare destinate în continuare membrilor asociației, și anume servicii de diagnostic și tratament, deplasări grup, conferințe, publicații. În slide-ul acesta am expus pliantul nostru, prin care vrem să arătăm tuturor celor care doresc să adere la asociație, fie că sunt pacient sau nu, vrem să transmitem faptul că lucrăm împreună, nu mai sunt siguri și, normal, lucrând împreună, o să câștigăm împreună tot ce ne propunem. Ok, eu vă mulțumesc frumos. Și am fost în Italia de două ori, adică cu două ocazii am vizitat niște spitale. Spre surprinderea mea, bine, de aia ne-a dus pe noi acolo ca să vedem. Am văzut în jurul spitalului grădini, animale, găi, porci, bine, organizat, așa cum trebuie. Și am întrebat, și inclusiv vie, deci struguri, da? Cultivau struguri și aveau vie. Și am întrebat care e faza, de ce? Păi zice, noi încercăm, în primul rând, cu mâncare să vindecăm oamenii. Și pe urmă mergem mai departe cu alte metode și cu medicație. Deci a fost un lucru minunat și, da, domnul doctor, într-adevăr așa este. Este foarte importantă legătura între sănătate și alimentația bună, hai să zicem, corect. Acum corect, aia se stabilește prin diferite metode. Aș vrea să le invit acum să ne spune câteva vorbe pe cel cu care, timp de câteva luni, acestui an, am stat și am creat și am pus pe cutie acest proiect. Bună, Biatilo, cel cu care lucrăm împreună de 3 ani pe proiecte diverse. Și da, deci după ce ne va vorbi puțin, dacă doriți, noi am dorit să mai stăm câteva minute până la ora 1, să facem o dezbatere sau niște sfânturi de opinii. Mulțumesc, Marta. Încerc să fiu foarte scurt. De fapt, noi împreună cu Marta și cu alți colegi din diferite domenii științifice și NGO-uri am fondat alături de Asociația Slow Food Tour, da, a cărei președinte este Marta, o cooperativă studențească la Cluj, care are diferite priorități, în primul rând de a intermedia între producătorul responsabil și consumatorul conștient cu o singură verigă, ceea ce este cooperativa studențească. Și dorim să reabilităm această noțiune care, din păcate, din cauza 45 de ani de comunism, a fost deteriorat și a devenit ceva peiorativ din cauza CAP-urilor forțate. Totuși, trebuie să știm că în lumea toată, din Japonia până în Canada, inclusiv în Africa și în India și mai ales acolo, cooperativele sunt organizate în rețele și sunt acele NGO-uri, adică acele întreprinderi care au puțin profit, dar din profit, în mod statutar, oferă aproape 20-25% proiectelor de educație, mai ales a membrilor, a familiilor, membrilor, respectiv a comunității, și cooperativele peste tot în lume au aproximativ 1 miliard de membri în tot mapa mondul,
și sunt cele mai conștiente întreprinderi din punctul de vedere comunitar, ecologic și sunt înrădăcinate local. Deci aici avem ceva în comun cu toată rețeaua globală, respectiv locală, regională, cu asociațiile Slow Food. Deci noi propunem ca acele probleme care se ivesc, și aici avem o situație interesantă la școli, unde, potrivit ultimei publicații a Institutului de Cercetare pentru Politici Publice, o să vedeți niște citate, că pe parcursul programului Cornul și Laptele, care înseamnă 100 de milioane de euro anual, din păcate, acest program nu și-a adus rezultatele scontate, din potrivă. Și asta puteți să vedeți și în situația asta paradoxală, că avem o ordonanță de urgență guvernamentală de pe vremea guvernului Năstase, care o să vedeți ce implicații are. Deci, noi propunem ca pe lângă fiecare școală să se înființeze o cooperativă școlară. Și, repet, cooperativele școlare sunt răspândite peste tot și mai ales în România, unde înainte de comunism existau aproape 8.000 de cooperative agricole de producători, respectiv multe mii de cooperative școlare, care au fost înființate mai ales în anii 20-30. Trebuie să-l amintesc pe sociologul Dimitrie Gusti, care a fost și ministru al educației, care însuși a fost președintele cantinei studențești a Universității București în 1929, fiind ministru, el a promovat această idee de cooperativă. Dar dacă mergem la Geneva, la Viena, în Canada sau în Japonia, cele mai multe cantine la campusurile universitare sunt organizate în formă de cooperativă, unde studenții sunt membrii cooperativei studențești. Sunt țări unde sunt mai mult de 1.000 de cooperative școlare care se ocupă de procurarea papităriei, respectiv materialelor didactice, dar ei gestionează și bufetul școlar. Și dacă ne uităm, din păcate, în 15 ani consecutivi de derulare a programului, vedem că nu doar că nu este o coordonare instituțională clară, dar acest studiu arată că, dacă vă uitați în sus, cum a pomenit și Diana de la IUT, fiecare al 8-lea copil nu mănâncă destul, se duce la culcare fără să mănânce bine, totuși, prin acest program de sute de milioane de euro, contribuim la risipă ecologică, la risipă infrastructurală, pentru că cornul din Turda este dus până jos în Brașov, respectiv, deși avem fabrică de lapte în Cristurul Secuiesc, laptele se aduce prin acest program, din păcate, corupt, din Timișoara la, în acest oraș, trebuie să fim mai conștienți. Și dacă ne uităm în acest studiu, vedem că există prevederi foarte clare din partea Uniunii Europene care acordă acești bani încă din 1977, când a demarat acest program în Uniunea Europeană, iar în România a fost introdus în 2002, s-ar putea gestiona și chiar Comisia Europeană are prevederi foarte clare în privința programelor destinate școlilor și mai ales în privința educației alimentare, deci pentru a consolida alimentele educative ale programelor și noi credem că fără să fi știut de acest studiu, noi când ne-am gândit cu celelalte organizații și cu ceilalți parteneri de-ai noștri, mai ales din Slow Food, atunci
ne-am gândit că prin promovarea educației alimentare putem schimba aceste trenduri foarte, foarte negative. Și exact propunem să vizităm și noi aceste ferme, cum a spus și partenerii, au spus și partenerii noștri din AIUR. Și trebuie să menționez aici că în cadrul programului am prevăzut și un concurs, mișcare, viața la Grădina Verde, în Grădina Verde, pentru că dacă ne amintim, înainte de 89, multe școli rurale aveau propria fermă cu o mie de și diferite plante. Și acum sunt câteva școli profesionale care, de exemplu, un alt partener de la Răscruci și-a creat o proprie școală agricolă. Dar problema e cea mai mare și mă alătur domnului profesor că, potrivit acestui studiu publicat recent, atât săracii cât și bogații consumă în incinta chioșcului, din incinta școlii, de la tonomate, foarte mult cafea și ciocolată caldă, respectiv produse cumpărate de la retailer și arhi conservate, care după un an, doi, deja se văd în manifestarea hormonală a fetelor, chiar a băieților, etc., etc. Și mulțumesc și eu partenerilor că putem contribui puțin la conștientizarea nu doar a elevilor prin atelierele pe care le propunem, dar și implicând profesioniștii din medicină și alte NGO-uri, putem implica pe pedagogi, respectiv cantinele școlare și instituțiile de învățământ, cum ziceați, chiar și fără oblăduirea Ministerului, să facem ceva de jos în sus cu acești cel puțin 8-10 parteneri de la Iași până la Cluj și prin Câmpia Tulsii, Saschi, Sighișoara și Aiud, să schimbăm aceste probleme. Și propunerea noastră este să reabilităm și noțiunea aceasta de cooperativă școlară și în locul chioșcurilor, care nu fac altceva decât comerț, cumpărând de aici și vânzând copiilor, să încercăm să ne focusăm ca aceste cantine școlare și instituții de învățământ să încerce să-și procure hrana din mediul înconjurător, de la țăranii vecini, din vecinătate, pentru că așa contribuim și la ocrotirea mediului, respectiv contribuim la alimentația sănătoasă a copiilor. Vă mulțumesc foarte mult și atunci cred că a sosit momentul pentru dezbatere. Vreau să fac o completare sprijinul celor menționate. În urma acestui control la 260, cam 300 de copii de la grădiniță, făcându-se în perioada de aprilie-martie, am avut următoarea situație. Statistic, 50% au avut gâtul roșu, e normal, perioada rece, iar 25% aveau probleme de obezitate. Atenție, părinți, mici. Dacă 25% din copii deja aveau probleme de obezitate sau tendințe spre obezitate sau probleme nutriționale, este o problemă. Da? Din cazul de restul se fac probleme dentare, probleme cardiace și așa mai departe. Dar mulțumesc! Ne oferim posibilitatea de a-și câștiga o pâine și în același timp noi avem acces la hrană proaspătă. În momentul în care avem posibilitatea să alegem să cumpărăm un kilogram de spanac crescut la Câmpia Turzii sau un kilogram de spanac care vine din Turcia, spanacul ăsta vine cu o poveste în spate, cu niște oameni care lucrează și în același timp cu o poveste de mediu. În momentul în care alimentele sunt transportate de la mii de kilometri depărtare, contribuim foarte mult la schimbările climatice, la emisiile de gaze cu efect de seră, care ne fac rău nouă și copiilor noștri. Vedem foarte mari, chiar în săptămânile astea am văzut fenomene meteo extreme, temperaturi foarte ridicate și foarte scăzute,
vedem că avem probleme în agricultură, pe teren. E tot mai greu să gestionăm culturile agricole. Trebuie să ne adaptăm la schimbările climatice. Dacă ne dorim ca și copiii noștri să aibă acces la aceleași peisaje frumoase, să aibă acces la aceeași hrană, la un mediu sănătos, să știți că putem să contribuim la asta și prin ceea ce consumăm ca și alimente. Să nu mai contribuim la poluare. Vă mulțumesc! Preprocesăm acest lapte și vindem iaurt. Deocamdată doar în Citau Soameveului, dar sperăm să colaborăm cu cooperativele, EduKitchen și cu alți parteneri. Mai avem o colaborare cu o grădiniță din Cluj, grădinița UBB-ului. Sunt 350 de copii, iar noi încercăm să le oferim produse tradiționale, de exemplu cârnat, șuncă, telemea, cu produse locale, fără euri. Procesăm carnea, facem cârnații și în aceeași zi sau în ziua următoare ducem produsele la grădiniță, iar acolo fac mazăre cu cârnați și diverse preparate culinare. Încercăm să reducem distanțele. Din păcate, există tot mai puțini producători locali. Centrele de sacrificare nu prea mai există și trebuie să ne unim forțele să repunem în mișcare acest circuit, acest lanț scurt, de la producător până în farfurie, from farm to fork. Cam atât. Dacă mai sunt comentarii, întrebări, da? Și noi, la școală, în cadrul săptămânii altfel, o să încercăm să avem o zi în care fiecare o să aducă de acasă un preparat sănătos și o să explicăm ce beneficii are asupra noastră preparatul respectiv și o să gustăm fiecare unii de la alții și împărtășim cu prinții de rețetă. Sunt Valina Poplit de la CNMB, Colegiul Național de Mediu din Turda. Vreau să mă implic în, cu o parte din colegii mei în EduKitchen, proiectul Martin. De oameni și nu mă gândeam că în România totuși cineva o să aibă voința să schimbe alimentația oamenilor. Deci noi cei plecați în afară avem de ce să ne întoarcem când vedem astfel de oameni și că se dorește o schimbare în bine. Eu sunt una dintre persoanele care mi-am schimbat alimentația. Pot să zic o alimentație sănătoasă, doar în cazul în care a trebuit să o pierdem pe bunica copilului meu de cancer. Am foarte multe emoții, vă mulțumesc! Mulțumim mult, mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor că ați venit astăzi și ați avut răbdarea să ne ascultăm unii pe alții. Aici un pic ne-am întins mai mult decât am planificat. Și vă invit să ținem legătura. Bine, pe plan local va fi mai ușor, însă pe plan național, cu regiunile în care ne vom implica, clar, este vorba de o colaborare. La rândul ei, fiecare organizație va continua să-și implementeze, să deruleze proiectele locale. Nu știu ce să mă mai zic. Încerc spune, încă sunt emoționată, mă bucur că am avut ocazia să vă povestim, să ne împărtășim experiențele și sperăm că în aceste 9 luni, deci până în decembrie anul acesta, să ne îndeplinim obiectivele din proiect și să găsim metodele ca să continuăm pe mai departe, pentru că, cum am zis mai devreme, e important și să continuăm, nu doar acum, pe moment. Din păcate, aici, deci va trebui să terminăm programul, să oprim programul aici, în amfiteatru, dar putem să ne vedem sus, găsim noi loc și oriunde să mai povestim, dacă mai doriți. Vă mulțumesc mult, încă o dată! Da, avem încă!